Păi uite aici, dacă ești începător, sigur îți va fi greu să treci pe podul acesta. E foarte îngust aici. Și dacă nu ești atent, când nu e curba, ar putea să prinzi mașina în pod. Și o rup în două. Salutare fraților și Hristos a înviat! Bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre cei care sunt începători și care sunt interesați să vină la curierat. O să vă dau câteva sfaturi care poate o să vă ajute, poate nu, dar eu vi le zic din experiența mea și voi înțelegeți ce doriți. Așa că dați like la acest vlog, abonați-vă dacă nu l-ați făcut-o deja, pentru că mă ajută pe mine să fac din ce în ce mai multe vloguri despre curierat. Și haideți să trecem la subiect. Dacă abia ați luat permisul și aveți de gând să veniți la curierat, fraților, e un lucru foarte bun. Eu nu vă zic să nu veniți, dar vreau să vă zic dinainte că o să vă aștepte foarte multe dificultăți, mai ales cu experiența de conducere, cu găsirea pachetelor, cu găsirea adreselor. Asta o să treacă în prima lună, dar cu condusul o să vă fie foarte greu, mai ales în Germania, pentru că aici sunt foarte multe străzi mici, înguste, care se închid la capete, nu poți ieși prin altă parte decât pe unde ai intrat și nici nu poți întoarce pe acele străzi, trebuie să ieși cu spatele. Pe foarte multe străzi, de asta vă zic, pentru voi ca începători o să vă fie foarte greu, nu o să aveți experiența necesară pentru a conduce atât de bine, să nu vă chinuiți. Să ieșiți mai ales cu spatele de pe acele străzi foarte înguste, care sunt și în rampă, să nu înțelegeți greșit că vă zic să nu veniți la curierat. Vreau să vă zic ce vă așteaptă. Să fiți pregătiți de chestia asta, mai ales să vă așteptați că o să faceți mici accidente. Nu vă speriați de chestia asta ce auziți, dar o să mai faceți mici accidente, pentru că și eu și toți au făcut, mai ales că eu am experiență, am 6 ani de permis și tot am făcut mici accidente. Nu grave, dar le-am făcut. Mai ales voi care sunteți începători, o să le faceți sigur. Dar nu vă speriați de chestia asta, pentru că totul se rezolvă. Numai să nu fugiți de la locul accidentului, sau să nu recunoașteți o faptă făcută. Totul se rezolvă, numai să stați voi bine cu nervii, să fiți calmi, să vorbiți despre tot ce ați făcut și totul se rezolvă. Așa că vreau să vă arăt și vouă pentru a vă da curaj, să vedeți ce mici accidente am făcut eu. Astăzi, fraților, în prima imagine am rupt un gard la cineva, dădeam cu spatele și nu eram atent, mă uitam pe GPS și pur și simplu chiar mă uitam în GPS-ul ăla și nu știu cum am intrat în gardul ăla, dar deodată am auzit o bubuitură și când am văzut, intrasem în gard. Dar nu știu, mă gândeam, mă uitam la GPS, nici eu nu înțeleg cum am făcut, dar am făcut-o. A doua, am parcat la Lidl, în spatele mașinilor, cum sunt parcate la Lidl, mașinile în parcare. Eu am parcat undeva pe dreapta și de-a lungul. Acolo o femeie a ieșit din parcare cu spatele și a intrat direct în mine, în ușa mea. Ați văzut și în poză că nu m-a lovit așa tare, dar tot s-a îndoit un pic tabla la ușă. Dar acolo nu am fost eu în totalitate de vină. Vina mea a fost că n-am avea voie să parchez așa. Dar nici acea femeie n-a văzut când a dat cu spatele și a intrat direct în mine. Adică nu știu cum dai cu spatele și nu te uiți în oglinzi. Zici că n-apreciezi distanța, dar a intrat direct în mine. Adică nu zici că a dat ușor în spate, în spate, în spate, în spate și m-a atins. A dat direct bang și m-a lovit. Și a treia imagine, am spart un stop pe spate. Am vrut să bag la cineva în curte. Nu știu cum am făcut și am prins stâlpul porții. Și tot așa, chiar nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Mă uitam doar într-o oglindă, nu știu ce mai făceam și când m-am uitat direct în dreapta, dar n-am dat tare, am dat fix în timpul ăla când am văzut deja în oglinda din dreapta că ating stâlpul, am pus frână și am atins și stopul. Și am spart și stopul pe spate. Și asta vă zic, fraților, se întâmplă și celor care sunt vechi și cu experiență în condus, dar voi ca începători trebuie să vă așteptați la asta când veniți la curierat. Sigur le veți face, dar nu vă speriați chestia asta, se întâmplă oricui, chiar toți șoferii de la curierat, nu este unul să nu fi făcut o greșeală, un accident cât de mic, dar unii chiar și mai grave. Și o s-a rezolvat treaba, așa că voi trebuie să recunoașteți când faceți o chestie de asta. Și să vă așteptați că veți face la curierat mici accidente, mai ales că ești începător și nu să apreciezi așa bine distanța pe străzi, poate o să iei oglinzi, o să mai ștergi mașini. Se întâmplă chestia asta, dar e important să nu pleci la locul accidentului și să recunoști tot și se rezolvă. Clar, greșelile se plătesc, îți va opri din salariu pentru ce daune faci, este normal, orice greșeală se plătește.
dar voi trebuie să gândiți pozitiv și să nu fiți demoralizați de aceste mici accidente. Ăsta e sfatul meu, fraților, să veniți cu curaj la curierat. Aici, dacă nu sunteți șoferi, veți deveni șoferi foarte buni, veți fi cei mai buni șoferi. Asta am vrut să vă zic, fraților. Vreau să vă arăt și niște imagini cu ce parcări faci la curierat, cum intre pe străzi, cum dai cu spatele. Vă arăt niște exemple exagerate grele, care, mamă, doar eu le pot face. Sunt foarte ușoare pentru mine de făcut ce vă arăt în imagini, dar vreau să vă arăt și vouă cam cum e treaba la curierat, de câte ori dai cu spatele, de câte ori intri pe străzi cu spatele. Mai mult intri cu spatele pe străzile mici, ca să poți ieși ușor cu fața. Că nu vă recomand să ieșiți cu spatele de pe o stradă mică în strada principală. Eu am evitat foarte multe accidente de genul, ieșind cu spatele de pe străzi mici în strada principală. Mulți erau să intre în mine sau eu să intru în ei. E foarte greu să ai vizibilitate pe aceste străzi. Și indicat e să intri cu spatele pe acea stradă micuță și să ieși cu fața. Fraților, uitați-vă la aceste imagini și după revenim. Astea sunt imaginele, fraților. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Mulțumesc pentru cei care sunteți abonați și mă urmăriți mereu de câte ori postez. Dacă mai aveți idei de vloguri, scrieți-mi în comentarii. O să le citesc pe toate și o să aleg cele mai bune comentarii și cele mai bune vloguri de făcut. Așa că, fraților, eu am fost Cristi Panainte, Bor, și până data viitoare, multă baftă tuturor și multă sănătate. Pa!